Elevii care provin din familii cu probleme financiare beneficiază de bani pentru achiziția de calculatoare. Anul acesta, 161 de elevi din județul Călăraș au fost declarați eligibili în cadrul programului Euro 200. Lista beneficiarilor este disponibilă pe site-ul euro200.edu.ro. Programul de acordare a unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se adresează elevilor și studenților în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 de lei pe membru de familie. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Sprijinul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer.